O viață dedicată cântecului popular românesc autentic este povestea unei artiste simbol pentru folclorul din Mehedinți, care a fost răsplătită cu titlul de cetățean de onoare al Comunei Balta. Angelica Stoican este marea doamnă a folclorului mehedințean și a primit distinția în fața a sute de oameni la Prejna, în satul în care s-a născut. Baza hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 22 aprilie 2021, Consiliul Local Balta și Primăria Balta acordă doamnei Angelica Stoican titlul de cetățean de onoare al Comunei Balta. Momentul decernării distincției și recunoașterea valorii a fost primită cu emoție de cea mai mare artistă a cântecului popular mehedințean. De pe scena amenajată în curtea bisericii lui Tudor Vladimirescu, Angelica Stoican le-a spus celor care au venit să-i aducă recunoștința lor că nu a plecat niciodată cu sufletul din Prejna și le-a dăruit o doină într-o interpretare cum doar ea știe să o facă. Oh, 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 și vai, vai, vai! Pe potecă sus pe plai, plecă Tudor din Cernescu, bandurii lui este. Trebuie să te întorci totdeauna în satul tău, acolo unde te-ai născut, pentru că acolo e căldura adevărată și soarele adevărat răsare la orice etapă a vieții pentru tine. Promotoarea folclorului mehedințean autentic, Angelica Stoican, este un real reper pentru zeci de soliști care i-au dus mai departe cântecele. Fiica sa, Niculina Stoican, dar și Irina Zoican, actual primar al Comunei Balta, sunt două dintre solistele care au urmat-o cu mândrie. Și astăzi, copilele muntelui cresc având-o ca model pe marea doamnă a cântecului mehedințean. Prejna pentru mine, în primul rând, este rostul meu pe lume. Pentru că aici m-am născut și pentru că mai am și norocul să-l comemorăm pe Tudor Vladimirescu la cei 200 de ani de la Revoluția din 1821. Ce a fost astăzi a fost cumva un vis împlinit al meu, să văd o grămadă de lume venită din străinătate, așa cum spunem noi. Împreună am sărbătorit 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a poposit aici, pe acest pământ sfânt, unde a construit această biserică, singura ctitorie a lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a pășit prin fiecare sat al Comunei Balta. Angelica Stoican nu și-a ascuns bucuria primirii acestei distincții, care vine să întregească recunoașterea unei vieți dedicate întru totul folclorului românesc. Este esențialul vieții mele, total. De la început și cât va fi lumea muntelui. În rest, ce pot să vă spun? Înseamnă iubire, înseamnă dureri, înseamnă zbateri, înseamnă muncă foarte multă, înseamnă seriozitate. Angelica Stoican s-a născut în satul Prejna, în județul Mehedinți, la 1 decembrie 1949. De profesie dascăl, artista este câștigătoarea premiului special al emisiunii Floarea din Grădină. A fost membră a ansamblului Ciocârlia și de-a lungul timpului a cântat pe marile scene ale Europei.